Se pare că potrivirea pieselor mi-a dat de furcă. Cred pantalonii de pe mine. Fiindcă se pare că e o activitate mult mai grea decât anticipam. Hai să nu le trătim să facem praf. Uite așa le pui. Vezi? În realitate, praful ăsta de sub tartan n-ar trebui să fie aici. Probabil l-au aspirat superficial. Lucrezi de mult aici? Da. De la început. La început am lucrat ca instructor. De fitness? Da. Înseamnă că știi pe acolo cum stă treaba. Ești căsătorit? Ai copii? Da, am două fete. Fete? Da. Am o fată de 7 ani și una de 5 ani. Mi-a dus și pe ele să facă sport. Păi vor. Am mai văzut suprafețe de astea, puzzle, dar părea mai ușor de pus. De ce mai ușor? Ascultă-mă un pic. Da, Ciprian. Operațiunea puzzle se întrerupe pentru că a venit primul transport de aparate. Și ăsta îl punem aici, prima cutie. E grea. Păi și cum a dat jos? Cu mâna. O lăsăm așa jos. Mamia. Poți? O luăm așa pe sus? Da. Lasă jos. Păi și câte de astea sunt? Două tiruri. Sunt grele fiarele, mă. Oamenilor. Partea e grea. Asta eu. Simt cum cresc mușchii pe mine. Munci fizice, sunt grele. E greu. Am la durerea de spate. Se baită. Îmi dor genunchi. Așa e la muncă. Da, Aline. Salvat de clopoțel. Telefonul primit de Victor îi oprește pe cei doi din munca grea de descărcare a aparatelor. Avem o problemă la Cocoro, să mergem până acolo. Deși prioritatea lui Victor este munca în spațiul ce urmează să fie deschis în doar câteva zile, tot el trebuie să se ocupe de urgențele apărute la celelalte săli din lanț. Victor este un coordonator tehnic specializat în mentenanța centrelor. Întotdeauna intervine pe chestii pe care le vede și trebuie să le rezolve. Așa că Victor și Lucian sunt nevoiți să plece spre altă locație. În parcare însă, șeful sub acoperire are parte de cel mai neplăcut incident cu putință. A sărit, s-au spart niște bucăți. Cine a legat aparatul înainte de ridicare? E prima dată când văd așa ceva, live. Chiar mă doare sufletul cu acesta ăla. Scăpat un aparat, am văzut. Cred că era un multifuncțional, o parte a unui multifuncțional. E un echipament care complet costă undeva peste 12.000 de euro. Inaugurarea sălii este anunțată în doar câteva zile, iar șeful sub acoperire nu știe cât de mare este pierderea și cum va afecta lansarea. Abia stăpânindu-și nervii, face un efort să nu se gândească la ce s-a întâmplat și se concentrează pe discuția cu Victor.